Seara, sunt părintele Francis Făcășel, paroc la parochia Iisus Bunul Păstor. Începem această seară cu o scurtă rugăciune. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, de nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vă spunem bun venit la cea de-a treia întâlnire pe tema poruncilor lui Dumnezeu. La un moment dat, un tânăr a venit la Iisus Hristos și l-a întrebat ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică. Iar Iisus Hristos i-a dat acest răspuns simplu: păzește poruncile. Ca să păzești poruncile, trebuie să le cunoști, mai apoi să le respecti, să le practici. Noi, în această seară și în seriile în care ne întâlnim, încercăm să cunoaștem cât mai multe lucruri despre aceste porunci ale lui Dumnezeu. Seara aceasta suntem la porunca a treia, porunca a patra în Biserica Ortodoxă. Ce ne poruncește Dumnezeu prin porunca a treia? Ne poruncește să sfințim ziua Domnului. În Vechiul Testament, ziua Domnului era ziua de șabat, odată cu învierea lui Hristos, în prima zi a săptămânii, duminica a devenit ziua Domnului. Ce ne poruncește Dumnezeu să facem spre a sfinți ziua Domnului? Ne poruncește să ascultăm cu evlavie Sfânta Liturghie, să participăm la Sfânta Liturghie, pe cât posibil să ne oprim de la muncile care nu sunt tocmai necesare. De asemenea, o participare activă la Sfânta Liturghie de Duminică înseamnă și practicarea mai apoi în viața de fiecare zi a Cuvântului lui Dumnezeu. Pe scurt, aceste câteva cuvinte, înainte de a da cuvântul părinților conferențiari din această seară. Înainte de a da cuvântul, aș dori să fac o precizare. Întrebările pentru părinții conferențiari, vă rog să le puneți în scris, ele vor fi centralizate, iar după cele trei conferințe, funcție de întrebări, părinții vor răspunde la întrebări. Prima conferință este ținută de părintele profesorul universitar Dr. Maximilian Pal. S-a născut la 4 august 1962 la Nisiporești, județul Neamț. A absolvit școala generală de 8 clase în anul 1977 la Nisiporești, apoi școala de cantori în anul 1982 la Iași și Institutul Teologic Franciscan din Roma în anul 1990. A urmat studii postuniversitare la Institutul Utrus pe Iuris din cadrul Universității Pontificale din Lateran, din Roma, unde a obținut doctoratul, apoi a fost în doctoratul civil și canonic, în drept civil și canonic. A fost sfințit preot la 24 iunie 1990 la Nisiporești de către episcopul Petru Gheorghe. A activat ca vicar la Călăucești, la Luizi Călugăra, apoi paroh la Luizi Călugăra și din 1995 până în prezent este profesor la Institutul Teologic Franciscan din Roma, de drept canonic și civil. Îi dăm cuvântul. Mulțumesc, Părintele Făcășel, pentru prezentarea succintă pe care mi-a făcut-o și nu sunt vreme chiar pe toate realizările, este darul Domnului. Preacucernici părinți, stimat auditoriu, formularea completă a poruncii a treia, așa cum o găsim în Cartea Exodului, este după cum urmează. Adu-ți aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. 6 zile lucrează și fă-ți toate treburile,
dar a șaptea zi este un sabat pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu faci în acea zi niciun lucru. Încă din perioada apostolică, duminica a înlocuit și a dus la desăvârșire sabatul iudaic. Sfântul Ignațiu din Antiohia scria pe la anul 109. Cei care trăiau după vechea rânduială a lucrurilor au ajuns la speranța cea nouă. Ei nu mai respectă sabatul, ci ziua Domnului în care viața noastră este binecuvântată prin Domnul nostru Iisus Hristos și prin moartea Lui. Pentru a înțelege bine duminica creștină și a ne da seama cum ea a dus la desăvârșire sabatul, e necesar să cunoaștem bine sabatul iudaic și cum a voit Dumnezeu să fie trăită această zi. Să nu uităm că Israelul are origini mesopotamiene, acadiene și, în general, savanții sunt de acord în a admite că evreii au preluat ziua de sărbătoare, sabatul, de la aceste popoare. Vechii israeliți aveau o mentalitate acadiană și în această regiune situată între Eufrat și Tigru, Irakul de astăzi, o parte din Iran și din Siria, Dumnezeu îi se adresează lui Abraham: ieși din țara ta și din neamul tău și din casa tatălui tău, spre țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un popor mare. Patriarhul Iacob s-a căsătorit și a avut copii în ținutul dintre Tigru și Eufrat, în Babilon, la Ninive. În această cultură, cu această mentalitate, vechii israeliți au crescut, s-au maturizat, dar au înțeles ceva mai mult și mai bine, plecând de la această bază culturală. În tradiția acadiană existau unele zile nefaste numite șapatun. Acum recunoașteți rădăcina cuvântului șabat, sabat în limba română, sau sâmbătă. Dacă ne deplasăm într-o altă zonă culturală europeană de această dată, în Roma antică, fără ca ea să aibă un contact cu Israelul, găsim și aici un cult superstițios al timpului. Zilele nefaste și faste. Cuvântul latinesc fas înseamnă licit, ceea ce ți este permis să faci. Nefas, în schimb, înseamnă ceea ce nu ți este permis să faci, ilicit. În mentalul tradițional al popoarelor din bazinul Mării Mediteraniene, există așadar zile faste și zile nefaste, momente ale zile prielnice ori neprielnice. Ele se datorează relației cu sacru, care nu se poate face oricum și oricând. Munca ține de cotidian, de profan, deci. Sărbătoarea este a sacrului, a divinului, nu numai din punct de vedere sufletesc și mental, dar și social. Se cere să ieșim așadar din firesc și să intrăm în supranatural. De aceea, la romani, numai Pompilius, al doilea rege al Romei, prin reforma calendarului, fixează în calendar zilele faste și nefaste. Același lucru se întâmplă și în lumea acadiană, iar zilele nefaste se numeau șapatun. Zile în care locuitorii încetau lucru și era zi de odihnă. Aceste zile erau calculate după mersul lunii. Și aceste zile nefaste erau luna nouă, primul pătrar, luna plină, ultimul pătrar. Și iată că avem 28 de zile împărțite în 4 grupe, fiecare grupă este formată din 7 zile, care la rândul lor formează săptămâna. A șaptea zi coincide cu o fază a lunii și în cultura acadiană este o zi nefastă, care trebuie respectată prin încetarea lucrului, pentru că această zi aduce ghinion sau aduce alte nenorociri asupra omului. Israelul pleacă de la această mentalitate comună, dar îi dă un înțeles cu totul și cu totul aparte. Un înțeles pozitiv.
Sabatul nu este o zi nefastă care aduce ghinion. Teologii Israelului au transformat-o într-o zi de odihnă obligatorie pentru binele persoanei. Munca încetează nu pentru că dacă ai lucra, s-ar abate asupra ta nenorociri, dar pentru că este bine să te odihnești. Această idee care i-a venit în minte unui teolog este revelată de Dumnezeu, este o noutate. Că există zile faste și nefaste, comune și altor religii, este bine, dar trebuie să existe o zi care aparține lui Dumnezeu prin excelență, pentru că ea este sfântă, este închinată Domnului spre binele persoanei. Este o idee nouă, o idee originală. Aici este revelație, aici este inspirație. Și acum să luăm ca prototip pe Moise. Moise este un geniu religios, cu o intuiție originală. Este o persoană inspirată, a avut o inspirație divină și în această poruncă care formează inima decalogului, a pus revelația lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-am scos din țara Egiptului, din casa sclăviei. Adu-ți aminte de ziua de sabat ca să o sfințești. Să lucrezi 6 zile și să-ți faci toate lucrările tale. Dar ziua 7-a este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Ajungi la acest punct, observăm că cele două texte din cartea Exodului și a Deuteronomului sunt identice. O să observăm acum și imaginea. Textele din Exod și Deuteronom. Se scandează săptămâna. 6 + 1. 6 zile sunt ale tale pentru a lucra, dar a 7-a zi este închinată Domnului. Sabatul nu este al tău. Aparține Domnului și, prin urmare, vei înceta orice lucru. Ceea ce este important este faptul că această poruncă este dată capului familiei sau stăpânului. Este o poruncă dată celui care comandă. Să nu faci nicio lucrare, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici animalele tale. Apoi Deuteronomul specifică, nici boul tău, nici măgarul tău, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porților tale. Prin urmare, sabatul este o zi de odihnă pentru toți. Este o zi de eliberare de muncile servile și devine un memorial. Care sunt motivațiile? La această întrebare, cartea Exodului și Deuteronomului ne dau 2 răspunsuri diferite și deci motivațiile se diversifică. Să le vedem pe rând. Cartea Exodului afirmă căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ceea ce este în ele, iar în ziua 7-a s-a odihnit. Cartea Deuteronomului, în schimb, adu-ți aminte că ai fost sclav în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână puternic și cu braț întins. Care dintre aceste 2 motivații li se pare cea mai veche? Prima sau a 2-a? Fără îndoială, motivația istorică. Cea care face referință la eliberarea din țara Egiptului. Nu vă lăsați duși în eroare că Sfânta Scriptură începe cu relatarea creației și că facerea ar fi prima lucrare a lui Dumnezeu din istoria mântuirii. Israelul ajunge la această idee de creație mult mai târziu, în epoca exilului și după exilul din Babilon. Înainte de toate, Israelul face experiența unui Dumnezeu eliberator, care eliberează. Textul din Deuteronom păstrează o tradiție orală foarte veche. Adu-ți aminte că ai fost sclav în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână puternic și braț întins.
De aceea ți-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ții ziua de odihnă. Adu-ți aminte că ai fost sclav, iar acum ești patron. Ai câmpiile tale, ai viile tale, ai slugile tale. Adu-ți aminte că toate aceste bunuri nu le aveai. Ai un pământ pe care l-ai primit gratis. Dumnezeu ți l-a dăruit și te-a scos din țara Egiptului. Mâna puternică este a lui Dumnezeu, nu este a ta. Adu-ți aminte că nu ești patron, dar odată la 6 zile fii și tu un eliberator, pentru că riști să devii un faraon pentru alții, pentru toți cei care depind de tine. Angajează-te să fii ca Dumnezeu și nu ca faraonul din Egipt. Iată sensul decalogului. Dacă închei alianța cu mine, trebuie să fii ca mine. Foarte clar, Dumnezeu îi spune Israelului: eu am făcut foarte mult pentru tine, ți-am dat tot ceea ce aveai nevoie. Acum, dacă vrei să-mi fii prieten, este necesar să-ți asumi stilul meu, să fii de partea mea, un eliberator. A doua motivație o găsim în cartea Exodului. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile și pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a 7-a s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de sabat și a sfințit-o. Cartea Genezei, Cartea Facerii, prezintă fundamentul teologic al sabatului. Este un text târziu care a fost adăugat după o îndelungă reflexie teologică și maturizare teologică. Înainte de toate, există în mentalul Israelului ideea unui Dumnezeu care l-a eliberat din țara Egiptului. În timpul deportării în Babilon, al doilea exil, teologii ajung la ideea că Dumnezeu poate să îi elibereze din nou și din această sclăvie, pentru că El este Creator și se ocupă în egală măsură și de ei și de babilonieni, pentru că El i-a creat. El este Dumnezeul unic și dacă este unic, El se ocupă de toate popoarele. El este stăpânul timpului și al istoriei și atunci îi poate elibera, pentru că este Creator. Când preoții teologi compun poemul care deschide Biblia și pe care îl găsim în Cartea Facerii, au ales schema săptămânii tocmai pentru acest motiv. Celebrând sabatul, au ancorat acest element atât de important de momentul creației și respectarea zilei de sâmbătă a devenit și mai importantă în perioada exilului. Și acum să încercăm să judecăm un pic lucrurile. În momentul în care Israelul este redus la un mic grup, un grup foarte mic, care a pierdut totul, țara le-a fost jefuită, orașele distruse, templul dărâmat, nu mai au nici rege, nici conducători, sunt pe un pământ străin, amestecați cu o națiune străină de altă religie, de altă mentalitate. Ei trebuie să găsească un alt sanctuar. Evreii și-au pierdut templul. Timpul, în schimb, îl pot recupera. Și teologii Israelului construiesc teologia sabatului ca pe un templu în timp unde îl pot întâlni pe Dumnezeu. Și iată că identitatea Israelului este de data aceasta foarte legată de sabat. Ne-au distrus țara, dar timpul nu ne-l poate lua nimeni. Și deci, în loc de spațiul sacru al templului, acum au timpul sacru al sabatului. Sabatul devine așadar templu. Evreii intră în mod solemn în ziua sabatului de cu vineri seara și acolo rămân ca într-un templu. Aceasta este o idee genială a teologilor în exil și un motiv foarte pentru a-și mărturisi și menține propria identitate. Poemul din Cartea Genezei, Cartea Facerii, are drept scop să explice sensul sabatului și a împlinit Dumnezeu în ziua 7-a lucrarea pe care o făcuse. Și Dumnezeu a binecuvântat ziua 7-a și a sfințit-o,
pentru că în ea s-a odihnit de toată lucrarea pe care a creat-o și atunci când a făcut-o. Cosmosul, deci, este templul lui Dumnezeu și omul este pus în acest timp cosmic tocmai pentru ca să-i aducă lui Dumnezeu cinste, laudă și preamărire. Sabatul, în schimb, este timpul delimitat de celelalte zile, separat, consacrat, devine un timp favorabil care să înlesnească întâlnirea cu Dumnezeu. Este plinătatea creației. Această doctrină a sabatului și-a pus amprenta pe cultura Israelului, dar de cele mai multe ori a rămas doar un ideal. Pe de altă parte, ne dăm seama că tradiția noastră creștină a schimbat sabatul cu duminica, care nu este o simplă trecere de la o zi la alta, dar este ziua în care se celebrează învierea Domnului. Duminica nu este ultima zi a săptămânii. Sâmbăta este a șaptea zi, dar duminica este prima zi, este zi de sărbătoare. Acum nu ne mai interesează nici mersul lunii, nici zilele faste sau nefaste, este ziua când celebrăm învierea Domnului. Prima zi, ziua în care Dumnezeu a început o nouă creație, a început să creeze din nou, să creeze o lume nouă și timpuri noi și din care izvorăște forța noastră de a lucra șase zile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, Părintele Maximilian. Vă reamintesc că puteți să primiți deja, dacă v-ați primit biletele, și să formulați în scris întrebările pentru Părintele Maximilian și urmează celelalte conferințe. Părintele Dumitru Carp s-a născut la 6 august 1954 la Videle, în județul Teleorman. Este preot paroh la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din dealul Buciumului, municipiul Iași, la 1 kilometru de Plopii, fără soț. De 62 de ani, spune părintele, atunci când i s-a solicitat să dea câteva date, face umbră degeaba pământului. Eu am pus aici, în paranteză, un nu. Adică, de 62 de ani, nu face umbră degeaba pământului. De 40 de ani este preot și de 20 de ani judecător la consistoriul eparhial și mitropolitan. De 25 de ani este paroh la Buciu. Are 3 copii, toți lucrează în domeniul IT, 2 nepoți și este foarte bun prieten cu monseniorul Anton Durcovici. Dacă veți dori să-l cunoașteți mai bine, cu siguranță vom cunoaște și din prelegere din această seară, dar vă recomand, când mergeți acasă, să vă uitați și pe internet și veți găsi foarte multe lucruri frumoase pe care părintele le spune acolo. Succes, părinte! Vă rog să ne reservim în trânsa pentru cerințile voastre, stimată auditoriu. Eu n-am să vă citesc nimic, o să vă vorbesc din viață și din duh, mai ales că sunt foarte intersectat și viața mea este foarte adesea întrepătrunsă cu frații noștri creștini ortodoxi, cu frații noștri roman-catolici și cu foarte multe culte și denominațiuni creștine. Întâmplător am copilărit în Podiloai, deși sunt născut în Muntenia, unde eram cel puțin 3 nații și toți eram ca și copii, ca frații și ne plăcam cu desăvârșire ca frații. Iar preoteasa mea e din Toprazisara, acolo erau mai multe neamuri la Constanța. Și erau și turci, și lipovreni, și ruși, și ruteni, și tătari, și da, erau multe, și multe, cum am zis noi români. Și tot la fel, chiar de colegul meu de bancă s-a numit Avram, iar colega preotesii, care este farmacist în Constanța, s-a numit Leicur. Și a avut Dumnezeu ca într-o bună zi, pe când eram preot la Cotnari, la Buhar, în seara lui Cotnari, să vină sora mea cea mică, de mână cu prietenul ei, Eugen Fechete.
și arătau jalnic. Pusiseră, era o zi de duminică, după aceea tot într-o zi de duminică am și culunat. Arătau ca luați de pe grâlă și mi-au spus atât părinții lui Eugen, cât și părinții mei, ne-au făgăduit că ne omoară dacă vorbim unul cu altul, pentru că noi suntem, sau dacă vrem să ne căsătorim, că noi suntem unul ortodox și unul catolic. Sora mea, bineînțeles, ortodoxă și cumnatul catolic. Și zic, și unde a stat până acum? Păi ziceam, poți fugiți de 3 luni prin țară, arătau jalnic și slab și bolnav și necăjit și cu hainele rupte pe ei și mi-a făcut foarte multă milă și după ce m-a sfătuit cu preoteasa, după ce i-am culunat, i-am trimis de mână la Podivaie și am spus, vă duceți mai întâi la ai noștri, la tăticul și la mămica, de mână. Și le spuneți așa, uite, nenea Michelu, așa cum îmi spune sora mea mică, nenea Michelu ne-a culunat. Dar au spus că nu ne-a culunat el, Dumnezeu ne-a unit. Și au spus așa, că între un soț și o soție, între doi oameni uniți, Dumnezeu nu m-a necurat să bagă. Noi astăzi sunteți părinții noștri sau necurat. Și după aceea vă duceți de mână la familia fetele. Și au făcut același lucru. La vreo 2 zile, stăteau doi bărbați la un bar. Se uitau unul la altul ca și capra la câini. Și la un moment dat, domnul fetele îi spune lui tata, eu n-am decât de jumate de apartament pentru feciorul meu, un deal lângă primărie. Și tata a zis, eu am și eu de jumătate de apartament pentru fata mea, dar am și de jumătate de sobă, că ei acolo în deal n-au gazmetat. Ei zice, hai norocul sfânt, că dau și eu de jumătate de sobă. Și așa s-a stins conflictul. N-au trecut mulți ani de atunci și au trecut câțiva ani de atunci și m-a sunat domnul fetele, tatălui Eugen și mi-a spus, măi, Mitelu, eu te cunosc din Mititel, te rog să te rogi pentru mine, că am o boală incurabilă. Și m-a rugat și eu, s-a rugat și el. Dar credința lui l-a vindecat. Credința lui l-a vindecat. Și sunt convins de asta. Cât ar trebui să păstrăm noi cu Sfințenie în ziua Domnului, nici nu se discută. E ziua Domnului și ar trebui să ne cutremurăm de lucrul acesta. În schimb, îmi aduc aminte cu mare tristețe că eram un copil fără minte și nu știu dacă au ajuns seminare, este n-au ajuns să cred. O să vină și ei, probabil. Și eram la seminar la Neamță. Una preasfințită era cu un an în urma mea. Și ne-am adunat la ora 9 seara, la rugăciunea de seară, avai nevoie. Era duminică seara, după Paște. Și noi hălăduiam așa și ne îndionteam, glumeam, râdeam. Părintele Ivan, care a fost un sfânt, cine l-a cunoscut? Părintele Diacon Ioan Ivan, știe că a fost un sfânt și a evitat zile de generații de preoți. Era un om de o blândețe și de înțelepciune extraordinare, dar câteodată se înfuria și ne aducea în fuga mare până sub la Sadoveanu. Și pentru Ivan, săracul era de servici pe seminar, un bătrân înțelept și blând. Și aștepta să ne liniștim ca să înceapă rugăciune. Și noi numai nu ne linișteam. Ba capul răutăților din Telu, m-a adus un ou clocit. Și l-a băgat în buzunar la un coleg, l-am spart, bineînțeles și parfumul și râsul. Numai nu mi-e ardea nouă de rugăciune. Săracul Părinte Ivan aștepta și n-a zis nimic. A stat, într-un târziu al vai nevoie ne-am liniștit și noi. Foarte greu, mult a trebuit să dureze, când ne-am liniștit. Și l-a urât pe Părinte Ivan pentru rugăciunile Sfinților Părinților noastre. Și-a dat binecuvântarea de diacon, cum putea să spună altă binecuvântare. Și s-a început rugăciunea. Și în timpul rugăciunii mai gânteam, mai ne dădeam poate, mai ne crizeam, minții de copii. Așa ne rugeam noi. Și s-a terminat rugăciunea. Și s-a așternut o liniște de mormânt. Nu mai spunea nimeni nimic, nu se mai ruga nimeni. Și Părinte Ivan aștepta. Și aștepta și noi ne gândeam, acum atună. Și a tunat, vă alerghez, fiul tunetului. Și a zis, Dumnezeu, prin părinții voștri, v-a trimis la școala asta, ca voi să fiți luminători în sate. Și faptul că în timpul rugăciunii ați vorbit în continuu, vă arată că sunteți în întuneric. Și eu vă spun, veniți de luați lumină, noapte bună, și-o plecat. Din 300 de seminariști, unul nu a mai scos un cuvânt. Am plecat cu o rușine de acolo, spre dormitor, și mi-aduc aminte cuvânt cu cuvânt ce a spus Părintele Ivan, n-am spus niciodată. Cred că a fost cea mai iute și mai de efect palmă pe care a primit-o vreodată.
din păcate, cu mintea noastră puțină de foarte multe ori alunecăm între car și în ilar și în ludic. De foarte multe ori uităm că suntem în casa Domnului, de foarte multe ori uităm că Dumnezeu ne cheamă la lucruri dumnezeiești și că ar trebui să ne cutremurăm. De foarte multe ori uităm cu un copil privind în altar, i-a spus, mamă, uite, mamă, părintele este înconjurat de flăcări. Și noi nu vedem flăcările, pentru că nu avem ochi să le vedem. Ba mie mi-a spus copilul într-o zi, când avea vreo 3 anișori, cel mic din Irlanda, din Dublin, mi-a spus, tati, eu când mă culc, văd niște îngerași albaștri și vorbesc cu ei și mă învață cântece și poezii și rugăciuni și stăm de vorbă împreună. Și a crescut puțin mai mare și a făcut o șoptă și l-am întrebat, mai vezi îngerași? Și a spus, nu-i mai văzut, nu-i vezi dacă ai prins la șmecherie. Ne vorbește păcatul. Noi trebuie să vedem foarte clar și să nu judecăm unii pe alții. Dacă unii au rămas sâmbăta, e problema lor. E scris negru pe alb, în prorocozia, la capitolul 2, că Dumnezeu compară poporul evreu cu o femeie păcătoasă și îi spune, voi vor înceta toate sărbătorile tale și ziua de odihnă. Voi face să înceteze toate sărbătorile tale și ziua de odihnă. Întâmplarea a fost făcut ca într-o zi să găsesc în cutia poștală o vedere pe care scria, oricine va demonstra un singur cuvânt din Sfânta Scriptură că a fost schimbată legal ziua de odihnă din sâmbătă în duminică, primește 100 de euro. Trebuia să-mi iau toți enoriași și să-mi invit toți creștinii ortodoxi și romano-catolici pe care îi cunosc și să spun, hai mă la aceea să mergi dacă ne dai câte 100 de euro la fiecare, că scrie prorocul o zi a negru pe alb, că va înceta ziua de odihnă și va schimba Dumnezeu ziua de odihnă și a schimbat Dumnezeu. Dacă noi nu înțelegem că trecerea evreilor prin Marea Roșie, de unde vine numele de Paști, este evenimentul crucial al eliberărilor și pentru noi învierea lui Hristos este momentul esențial al vieții noastre pe care îl observăm mereu la o săptămână, când fiecare duminică retrăim învierea, nu numai o rememorăm, e trist. Eu fiind născut la 6 august, la schimbarea față, sunt obsedat de metamorfozis. Metamorfozis înseamnă, în limba greacă, schimbarea formei. Și noi suntem chemați la o continuă metamorfoză în bine, pentru că destul ne-am metamorfozat în rău. Așa se face că, venind duminică la Sfânta Biserică, copilașii sunt singurele ființe omenești care pot să aducă, și chiar e bine, să aducă la altar apă. Pentru că apa inimii este neschimbată, iar ei copiii sunt neschimbați, ei sunt nevinovați. Pe un copil nu-l mănâncă o fiară pentru că simte mirosul lui Adam din rai, al stăpânului său. Iar pe noi ne sfârșește fiara că păcatul miroase. Și întrebați pe medici dacă nu cumva feromonii, adică păcatul din noi miroase. Avem un medic aici, așa să ne spune că așa este. Să rămân pe încadere. Și atunci suntem datori să ne metamorfozăm în bine. Așa se face că venim la biserică duminica, tatăl care a muncit un an de zile, a adus grâu la moară și l-a metamorfozat în făină. Îl duce la soție, soția frământă, dospește, bagă la cuptor și făina metamorfozată în pâine, o duce la Sfântul Altar. Dacă ai albine, prefaci ceara, metamorfozezi ceara în lumânări. Dacă ai floarea soarelui, metamorfozezi floarea soarelui în un de lemn. Și în felul acesta, încerci și tu, omenește, la nivel omenesc, să preschimbi ceea ce ai făcut rău, să preschimbi din bine. Și spui că Ioan Alexandru, iau fructele cele mai dintâi. Voi umple coșul și voi ieși din vie, în dar primit am lumea și din dar întorc dăruitorului cu dărnicie. Dacă nu întorci, Doamne ferește, ca cel mai hain om din lume, de la care a și numit, a rămas numele de hain, de la Cain. Dacă nu aduci cumva la altar, ce-i mai rău și ceea ce este mai neplăcut. Și atunci Dumnezeu va veni cuvântul lui să îndrăștie darul tău neplăcut. Dar dacă ești curat, duci la altar cele curate și cele sfinte. Și aducându-le la altar, Dumnezeu, pentru că tu ești recunoscător și pentru că spui Evharisto, adică Sfânta Euharistie, înseamnă mulțumesc frumos. Atunci, pentru că tu ești recunoscător, Dumnezeu metamorfozează darurile tale în trupul și sângele lui și îți dă viața veșnică. Iar noi suntem chemați, fraților, de la botez la o continuă bucurie. Până la botez noi n-am avut sens. Omul nebotezat n-are sens pe lumea asta. Veniți la Sfânta Biserică și vedeți. Îndată după ce-i boteza copilul, de bucurie, preotul și nașul cu lumânare, dansează în jurul Sfintei Evanghelii și arată copilului. Ai devenit o planetă în jurul Soarelui Hristos. Ai sens. Ce sens are un om nebotezat? Prin botez am devenit copilul Tatălui meu și primesc
o împărăție, cum spune Sfântul Apostol Pavel, primind o astfel de împărăție, să fii mulțumitor. Ce sens are un om care trăiește ca să moară? Pentru ce trăiește un ateu? Ca să moară? Și atunci, de ce trăiește? El nu găsește rostul vieții. Am fost în Finlanda, când fata mea făcea acolo masteratul în fizică teoretică, și am văzut foarte mulți oameni extraordinar de politicoși. Dar după ora 4 sau după ora 5, deși chiar zilele acestea am înțeles că o statistică i-a dat penor, deci ca cei mai fericiți oameni din lume, nu vă puteți imagina cât sunt de triști. După ora 4 sau 5, când ies la servici, femei, fete, bărbați, se neacă în alcool. În niciun caz nu se amestecă cu bere sau cu vin, astea sunt slabe. Nu, n-au niciun fel de rost. Se neacă în băuturi pentru că nu au sens. Duceți-vă să vedeți toate bisericile Europei goale și vedeți unde sunt români. Gel bisericile de copiii noștri. Dacă vă minte presa, nu vă lăsați păcăliți. Veniți la Bucium să vedeți. Peste 100 de copii ai parohiei au botezat perechile lor, i-au făcut ortodoxi. Peste 200 de copii ai parohiei au construit, nu numai cu sudoarea lor case, 200 de case noi în Bucium, ci și cu lacrimi, și cu sânge, și cu viață. Pe aceeași stradă în Bucium, la deal din Mănăstirea Bucium, stau trei familii. Macarie, Tiugă și Lipsus. Și îmi aduc aminte. Toți trei oameni ăștia și-au dus copiii în sicriu din afara țării. Pentru că au muncit până au murit. Ori în accidente, ori. Așa am îngăduit Dumnezeu. Și dacă vă spune cineva că românii sunt puturoși, că românii sunt răi, că românii sunt mai lat, nu e adevărat. Sunt invenții. Sunt tare buni români. Imaginați-vă că acum un an jumate am fost anunțat de un coleg preot din oraș cu o femeie la maternitate, a născut al șaselea copil și că nu au casă, i-a scos primăria în stradă și nu mai au unde locui cu șase copii. Și am făcut apel, nu, eu n-am dat decât telefoane. Imaginați-vă că am pățit mai rău decât în povestea aceea cu cei doi ingineri care au pornit un tunel de pe o parte și de pe alta a muntelui și au zis, mă, dacă ne întâlnim, este un tunel, dacă nu, ies două și o ieși două tunele. Noi am pornit acum un an jumate, două case pe pământul parohiei, numai din telefoane de la patron. În trei luni s-au făcut trei case. Cum? Nu știu. Eu n-am făcut nimic. Un coleg mai tânăr mi-a spus, scrie, părinte, o carte, cum am făcut trei case în trei luni. Zic, ar trebui să fiu un prost. N-am făcut eu nimic. Eu nu m-am dat telefoane, m-am bătut la uși. Ce drept, câte un patron m-a mai luat așa în căruță, m-a luat la preț din matineu, cum și merităm de altfel. Da, dar majoritatea au sărit. Majoritatea au sărit oamenii din parohii și miraș și s-au făcut în trei luni, trei case. Oamenii sunt frumoși, oamenii sunt buni, oamenii sunt curați. Pentru că nu ne cunoaștem, de aia ne judecăm. Când ne vom cunoaște, vom înțelege. Vorba poeziei, nu-mi place că te știu negru, alb sau cafeniu, inima să fie dreaptă. Eu te judec după fapte, dar nu mă judec. Am scăpat de munca de la consistor, de la metropolie. Iertați-mă. Mulțumim Părintele Dumitru Car pentru mărturia frumoasă pe care ne-a dat-o și pentru modestie. Părintele profesor Ioan Antistescu este preot paroh la Biserica Sfântului Ierarh Nicolae din Plăieșu, Timișești, protopopiatul de Târgu Neamț. S-a născut la 21 noiembrie 1949 la Bacău. Este licențiat în teologie și drept, doctor în drept, profesor de drept canonic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Preot toată viața, spune părintele, la Plăieșu, în comuna Timișești, iar acum, sau de fapt de 2 ani, este pensionar. Este căsătorit, are 2 copii, unul dintre ei este preot la Petra Neamț, iar unul este profesor la Facultatea de Drept din Cluj. De asemenea, pentru a cunoaște dinainte un pic din personalitatea părintelui, vă recomand un scurt text pe care l-am găsit. Întrebarea cum se formează caracterul, părintele răspunde, caracterul se formează în primul rând prin instrucție și educație. Instrucția este acumulare de cunoștințe și integrarea acestor cunoștințe în universul gnoseologic al fiecăruia, iar educația este meșteșugul care ne ajută cum să folosim în scopuri practice, utile, ceea ce am învățat. Instrucția fără educație e periculoasă, iar educația fără instrucție este săracă. În afară de aceste două, este necesară și ținuta morală în formarea caracterului, iar ultimul element, spune părintele, și cel mai puternic în formarea caracterului, este credința în Dumnezeu.
Credința dă o altă perspectivă omului, una nelimitată. Vă rugăm, Părinte. Sfinții Părinți, stimat auditoriu creștin, mi-au lăsit multe în viață, așa cum vedeți întâi de toate, o ținută remarcabilă și agreabilă ca a Părintelui Pal și Cap. Chiar și hana a stat pe mine ca o șape vacă. Și de aceea am luat mai mult civil. După aceea mi-a lipsit cu desăvârșire elogința, adică acel dar de a grei frumos, măiestrit, expresiv și persuasiv. În seara asta se pune pe în calea mea o altă predică. Trebuie să vorbesc la sfârșit. Și este un handicap mare și după doi oameni care au spus exact ce trebuie. N-am încotro. Aveau pe principiu, îmi voi începe și eu cu ceea ce m-am gândit de acasă că trebuie să spun în fața domniilor voastre. Fondul de idei pe care s-a realizat educația și în felul acesta s-a înfăptuit profilul religios moral al fiilor poporului biblic ales, a fost neîndoielnic cuvântul lui Dumnezeu. Și ce influență binefăcătoare! Binefăcătoare și sigur a avut un astfel de învățământ care dădea asigurarea că învățăturile ce se transmit de la generație la generație nu vin de la oameni. Nu vin din mintea acestora de foarte multe ori supusă iluziilor și aberații, ci vin direct din izvorul supranatural, vin direct de la Dumnezeu. Cunoștințele izvorâte dintr-o astfel de sursă au fost considerate întotdeauna sfinte, au călăuzit constant către aceeași țintă, adică către împlinirea acelui aș ideal, au spus tot ceea ce trebuia să facă omul, au luminat și au însuflețit pe căile vieții, fie fericite sau nefericite, pe toți aceia pe care și le-au însușit. De aceea, cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, respectarea lui riguroasă, ca și transmiterea către posteritatea acestuia, a reprezentat obligația fundamentală a întregului popor israelit. Iată ce spune Moise în cartea Deuteronomului, capitolul 6, de la versetele 6 la 9. Cuvintele acestea pe care ți le spun eu astăzi să fie în inima ta și în sufletul tău, să le sporești în ființa fiilor tăi și să le vorbești de ele când șezi la masă, când mergi pe cale, când te culci și când te scori, să le legi ca un semn la mână și de clintită să-ți fie înainte ochilor tăi, să le scrii pe oșorii casei tale și pe porțile tale. Sigur că chintesența vorbelor spuse de Moise aici o reprezintă decalogul sau cele 10 porunci pe care acesta le-a primit direct de la Dumnezeu pe muntele Sinai. Ele reglementau atât raporturile acestui popor cu Dumnezeu, cât și raporturile dintre membrii societății evreiești, ca și unele raporturi ale acestora cu străinii, cu care voluntar sau involuntar intrau în diferite raporturi, fie economice, fie matrimoniale sau de altă natură. Odată împlinite, aceste norme sau aceste porunci
creionau un profil moral de o subjugătoare frumusețe. În seara aceasta a fost adusă, și o voi face în continuare, în fața atenției dumneavoastră imediate, porunca a treia din Catehismul Catolic, porunca a patra din Catehismul Ortodox, diferență de metodă. A adus aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. Altfel spus, fii cu maximă luare aminte, cu maximă băgare de seamă, să nu care cumva să uiți de ziua odihnă, ziua șaptea, căci această zi a fost binecuvântată și sfințită de însuși Dumnezeu, după ce El în șase zile a făcut cerul și pământul, marea și toate câte sunt întrânsele. Ziua șaptea de sărbătoare și de hodină, prefer cuvântul acesta mai arhaic, a fost șabat, care le amintea evreilor atât de zilele creației, cât mai ales, așa cum a subliniat Părintele Paul, de ieșirea lor spectaculoasă din îndelungata și apăsătoarea și insuportabilă în cele de urmă robie egipteană. În Noul Testament a fost însă instituită o altă zi de sărbare. Ziua opta, care comemorează în slăvita învierea Domnului nostru Iisus Hristos din morți, prin care s-a creat din nou lumea și oamenii au fost izbăviți din robia păcatului și a morții. Sub inspirație sfântă, în Psalmul 117, psalmistul, intuind însemnătatea și splendoarea acestei zile, exclamă: aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Iar un mare alcătuitor de imne pascale a compus următoarele versuri: ziua învierii să ne luminăm popoare, Paștele Domnului, Paștele, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a eliberat pe noi, ne-a înălțat pe noi, cei care îi cântăm cântare de biruiți. Cum toate instituțiunile sau așezămintele Noului Testament sunt împliniri reale ale instituțiilor Vechiului Testament, care erau ca niște umbre, ca niște imagini, ca niște arhetipuri ale acestora, rezultă de aici, pe care de consecință și pe firul așa raționamentului, că și ziua duminicii este împlinirea fericită și reală a șabatului de altă dată, este tipul realizat al arhetipului vechi testamentar șabatic și odată tipul realizat, arhetipul nu-și mai are rost. E adevărat? E adevărat. Fiindcă asta constatăm din comportamentul și de atitudinea Mântuitorului față de șabat, pe care îl uzurpă și îl încalcă, asumându-și niște riscuri, atât mai fiind una nesăbuită chiar. Iată, în zi de sabat, vindecă un om cu mâna uscată, Evanghelia Matei, capitolul 12. Într-o altă zi de sabat, vindecă un slăbănoc la piscina Viteza. Într-alta, vindecă un orb din naștere la scăldătoarea Siloamului și a riscat mult pentru că minunile erau considerate activități lucrative, deci muncă.
Ori, în capitolul 31 de la ieșire, vedem că o astfel de violare a poruncii atrăgea după sine pedeapsa cu moarte. Atunci când a fost întrebat de ce încalcă sâmbăta, a răspuns: Fiul omului este și Domn al sâmbetei. Evanghelia Matei, capitolul 12. Iar Sfântul Evanghelist Marcu consemnează că Mântuitorul a mai dat o replică în legătură cu sabatul, că nu omul a fost făcut pentru sabat, ci sabatul pentru om. Deci nu omul este robul sabatului. Mai mult, când în anul 49 sau 50 se întâlnesc apostolii în conciliu, în sobor, la Ierusalim, nu îi impun credincioșilor ținerea sabatului, care nu mai era necesară, așa cum solicitau creștinii proveniți dintre iudei numiți iudaizanți, ci deja ei sărbătoreau duminică. Mai adaug încă un argument și sper că cu asta să închei argumentația în legătură cu desfințarea sabatului. În cărțile canonului Noului Testament, fie în Evanghelii, mai ales în cele sinoptice, fie în unele epistole, sunt pomenite toate poruncile Vechiului Testament, în afară de cea pusă în discuție și în atenție în seara aceasta. Era firesc ca noua zi de odihnă, care, deci, nu a înlăturat-o, deci, nu a desfințat-o pe cea veche, ci a înlocuit-o cu alta, deci, ziua de odihnă n-a fost desfințată, ci a fost înlocuită să se sprijine pe ceva. Și așa cum deja s-a afirmat, s-a sprijinit pe faptul că Mântuitorul Iisus Hristos a înviat duminica. Evanghelistul Matei spune că sâmbătă noaptea, pe când se lumina de ziua cea din tâi a săptămânii, a înviat Domnul Hristos. Evanghelistul capitolul 28, Matei. Evanghelistul Marcu, în capitolul 16, relatează că Mântuitorul a înviat dimineața în ziua cea din tâi a săptămânii. Sfântul Evanghelist Luca relatează și el că a înviat tot în cea din tâi zi a săptămânii, foarte de dimineață sau dis de dimineață. Tot în ziua întâi a săptămânii el se arată femeilor care vin de la mormântul lui, apostolului Petru, apostolilor Luca și Cleopa care mergeau către Emaus, tuturor apostolilor care erau adunați având ușile încuiate de frica iudeilor, lipsind Toma. Apoi, aceleași grup de apostoli din care de data aceasta face parte și Toma. Duhul Sfânt se coboară plinătatea darurilor sale asupra Sfinților Apostoli în chip de lini de foc, tot într-o zi de duminică. Sfinții Apostoli se întrunesc pentru a săvârși cultul divin, adică frângerea pâinii, în zi de duminică. Faptele Apostolilor, capitolul 20. Și pentru a organiza colecte de ajutorare a celor sărmani. Și în sfârșit, Sfântul Ioan Evanghelistul primește descoperirile din cartea sa numită Apocalipsa tot în zi de duminică. Deci, sprijiniți pe astfel de argumente, creștinii sărbătoresc o nouă zi de odihnă și o nouă zi festivă. E Dies Domini, e ziua Domnului. E Kyriaki Imera sau Imera Tuteu. E ziua domnească care ne cheamă să fim și noi domni.
nu mușici. Și cum o sfințim? O sfințim prin participarea noastră sau prin împărtășirea noastră din sfințenia lui Dumnezeu, cel necuprins cu gândul nevăzut neajuns pururea fiind și același fiind. Iar această sfințenie ni se împărtășește cu ocazia Sfintei Liturghii, când mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatele lumii, ni se oferă împărțindu-se și nedespărțindu-se, mâncându-se pururea de către noi și niciodată sfârșindu-se. E ocazia noastră cea mai eficientă de a sfinți ziua Duminicii prin împărtășire din sfințenia lui Dumnezeu. Rămâne de văzut și fiecare dintre noi, și eu și domniile voastre, să analizăm dacă în fiecare duminică participăm la liturghie de la început până la sfârșit, de la binecuvântare și până când auzăm binecuvântarea Domnului peste voi pe toți, peste voi toți, sau ide misa est, dacă rămânem la liturghie de la binecuvântare până la apus, dacă ne cuminecăm și dacă ne grijim de lucrul cel nemuritor din noi. Fiecare dintre noi poate să răspunză, iertați formele arhaice pe care le folosesc, îmi plac mai mult așa, și eu sunt bătrân și așa că vremea este spre seara la mine, ziua a trecut și îmi pot permite să suport și judecăți așa aspre că aș fi neinstruit. Da, îmi plac formele astea. Deci rămâne de văzut ca să analizăm fiecare dacă facem din duminică o zi de sărbătoare sau o zi de igienizare. Sau un interval între două perioade de lucru. Rămâne să vedem și să răspundem fiecare dacă facem din duminică o zi domnească în care să ne purtăm ca Domn și care să-și răstrângă lumina și asupra celorlalte zile din cursul săptămânii, sau face din ea o zi ordinară, mediocră și fără sens. La fel, fiecare dintre noi poate să spună dacă nu facem din duminică cumva doar un picnic gălăgios, abundent în mâncăruri și băuturi, sau facem o zi în care să ne îngrijim de cele mai intime și esențiale laturi ale ființei noastre și de pregătirea răspunsului celui bun la înfricoșătorul județ al Domnului care din veac. Pe toți aceia care se străduiesc să fie împlinitori ai poruncilor, a tuturor poruncilor, îi întâmpină psalmistul David cu primele versuri din psalmul 1. Fericit bărbatul, e vorba de întreagă natură așa umană, deși femeia, care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor n-a stat și pe scaunul ocrotitorilor n-a șezut, ci în legea Domnului este voia lui și la ea va cugeta ziua și noaptea. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său și-l va da la vreme și frunzele lui nu vor cădea și toate câte va face vor spori. Nu așa sunt păcătoși. Nu așa, continuă psalmistul,
și ca praful, ca colbul, pe-l cade îl vântură vântul pe fața întregului pământ. Vă mulțumim și Părintele Ioana Hristescu, ca și moderator mi-am permis așa pe scurt să sintetizez, sau poate n-am surprins toate momentele, celor trei conferențiari. Părintele Maximilian Paul ne-a vorbit despre șabatul la evrei, despre această zi de odihnă care devine și zi de eliberare. Pentru că Domnul a făcut cerul și pământul în 6 zile, iar a 7-a zi s-a odihnit. Iar Hristos, prin înviere, ne eliberează. Așadar, 9-a zi de duminică, Dies Domini, devine ziua învierii și ziua noii creații. Apoi Părintele Dumitru Carp a venit cu această experiență de viață și ne-a invitat să ne metamorfozăm în bine. Și ne-a vorbit despre Euharistie, Euharisto, care înseamnă acest mulțumesc frumos. Și nu în ultimul rând, Părintele Ioan Antistescu, care ne-a vorbit de ziua de hodină, duminica, care este împlinirea șabatului de odinioară, este înlocuit. Iar Iisus, am văzut, face bine în zi de șabat, nu din lipsă de respect, ci pentru că Iisus Hristos pentru aceasta a venit. El, nu omul, a fost făcut pentru șabat, și sabatul pentru om. Și mai spunea Părintele spre final că să facem din duminică zi de sărbătoare și nu zi de icenizare. Dacă, ca și o concluzie, ne gândim la ziua de duminică, în centrul zilei de duminică este Sfânta Liturghie. Și Sfânta Liturghie este un moment de sărbătoare. Dacă și suntem participanți la Sfânta Liturghie, vedem că liturghia începe cu un salut, mai apoi cu câteva cuvinte de iertare, apoi ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu, apoi mărturisim credința și înălțăm rugăciunile noastre spre Dumnezeu. După care suntem invitați să ne apropiem de ospăț și după ce ne-am ospătat să mergem în pace. Ca la orice altă sărbătoare, când mai mulți se întâlnesc la o sărbătoare, întâi se salută, mai apoi își cer scuze că poate de mai de mult trebuiau să se întâlnească și nu s-au întâlnit. Mai vorbesc, mai ascultă ce spune unul, ce spune altul, apoi își fac rugăminți. De ce nu mai apoi stau la ospăț și după aceea pleacă spre casă cu inima plină de bucurie? Ca și o mărturie personală pentru mine, provenit dintr-o familie de la țară cu mulți copii, nu-mi imaginam duminica altfel decât având în centru biserica ziua Sfânta Liturghie. Nu se lucra, clar, era exclus lucrul acesta, dar atenția noastră era îndreptată spre Sfânta Liturghie. De la cei mai mici până la cei mai mari, în funcție de tipul de liturghie, pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, liturghia era în centru. Și așa a rămas. Liturghia, centrul duminicii, ziua Domnului, o aducere de mulțumire pentru toate harurile pe care le-am primit în cele 6 zile ale săptămânii. Și încă suntem într-o societate tocmai secularizată, putem vedea în Occident de multe ori, și vin creștinii noștri cu această experiență, duminica n-au nicio problemă, nu se duc la lucru, dar lucrează pe lângă casă, iar liturghia doar pentru cei care își mai aduc aminte că trebuie să meargă la liturghie. În societatea noastră vedem încă lumea merge la biserică, lumea crede, lumea se apropie de Dumnezeu. Sperăm să menținem acest spirit de credință pentru faptul că Sfânta Liturghie nu este altceva decât aducerea de mulțumire lui Dumnezeu pentru toate harurile primite. Înainte de a asculta o poezie, rog să dați biletele la margine cu întrebările, iar în timp ce
Domnișoara Diana Stogrin ne va recita poezia Ștergarul de Costache Ioanid. Întrebările vor veni aici și părinții conferențiari vor pregăti răspunsurile. În camera de sus, înconjurat de apostol, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină, pe azimile calde, pe mielul fără mină. Era frumos prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după vremii legei. Curava de la glezne, pe rând să le deslege, sau să le aline talpa de colțul de pe drum. Și acum, cei 12, sfielnic oarecum, se întreba un cuget. Cum vor ședea la rugă? Sau cine-și va pune ștergarul cel de slugă? O, uite cum se încruntă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară, n-ai vrea să-ți pui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Așa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Dar tu? Tu cel mai tânăr? Eu stau lângă stăpân. Dar tu? Întreabă Duhul acum pe Andrei. Chiar eu sunt cel din urmă la Domnul între ei? Dar tu, ce ții doar punga, mi-am făcut de ajuns. Am cumpărat melinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist, se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu. Și fiecare cuget, răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un îngher, s-a coborât stăpânul, cel coborât din cer. Și atunci, înfășurând ștergarul, s-a plecat ușor să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus și acum, a câta oară s-a pleacă iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce îl împăjoară. N-ai vrea să-ți pui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus, în rai. Dar aș în mii de mari, de cazul greu se pune. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bunul vas de cinste, dar trebuie și un cior. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răne îngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care în taină lacrimi se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singurati și lipsiți de mângâiere, sunt prunci rămași acasă cu mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere o steneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere, și iarăși muncă în zori. Nu mânuind cuvântul când harul ți-e dat, cât mătura, cât hacul și bufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în garla de bătrână. Să stai de veche noaptea, la cât încăpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, și apoi să-l scoți la soare și să-i aline amarul. N-ai vrea cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu așa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr. Eu stau lângă stăpân. Chiar eu? Nu am vreme. Nu am făcut de ajuns.
Chiar eu? Chiar eu? S-a avut de același trist răspuns. Atunci, lăsând să-și cadă cu luna lui și haina, iubirii fără margi între inușoară și faima, el, împăratul lumii, se apleacă în genunchi. Și așa cum e mlădiță, se apleacă lângă trunchi. Veniți, leproși ai lumii, murdar de ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce-n păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală iarăși cu propriul său sânge. Voi, frați, alungați mândria, visările și somnul și luați șergarul alăturea de Domnul. Și nu uitați că orice lucrare bună, dar cine ia șergarul, acela ia cu mână. Are Ileana Stăvin de la Colegiul Național Roman Bodă pentru interpretarea poeziei Ștergarul de Costache Ioanid. Prima întrebare, rog de îmi spune când începe ziua de duminică. Cine? Răspunde? Există, nu știu, întrebare se referă la începutul astronomic al zilei sau la începutul liturgic. Dacă întrebarea se referă la aspectul astronomic, știu cu ora zero. Dacă se referă întrebarea la aspectul liturgic, duminica începe cu prima slujbă care se săvârșește și anume cu vecernia și se continuă cu celelalte laude și așa care sfârșesc cu Sfânta și Dumnezeiasca liturghie. Deci depinde de aspectul așa care a vizat aici întrebarea. Copiii dumneavoastră sunt plecați în străinătate. V-au povestit că prin exemplul lor au atras atenția celorlalți. Nu știu dacă au făcut copii așa ceva. Am fata cea mică cu mine acasă. Deci, între copii, fata cea mare la Madrid, băiatul la Madrid și cea mică e cu noi, în așa. Nu mi-au spus dacă au atras ei atenția sau nu. Preotul de la Madrid i-a spus fetei mele că mă cunoaște de când era el student la Iași. În schimb, m-a amuzat grozav zilele acestea o întâmplare din viața nepoțelului, care are 5 ani și care m-a mustrat foarte aspru, pentru că era 6 ianuarie, cu o seară înainte povestiți în viața botezul, despre botezul Domnului, iar pe 6 ianuarie povesteam viața Sfântului Ioan Botezătorul de a doua zi, ca să poată adormi el la povestea de seară. Și i-am spus, Sfântul Ioan Botezătorul a fost cel mai sfânt om de lume. Așa zice Hristos, nu este om mai mare născut din femeie decât Ioan Botezătorul. Și el a zis, dar și eu. Și eu am zis, ce păcat că nu pot spune și eu la fel, că eu sunt un păcătos. Și el m-a apostrofat foarte serios. Și a zis, nu mă, tu n-ai voie, tu ești preot. N-are 5 ani, în primul rând, nepotul. Corect? Corect? Da. Și bun e un nepot acasă omului. În schimb, acum vreo 4 zile, mergea cu fata mea din mână prin Madrid și s-a împiedicat. S-a lovit destul de la genunchi, s-a frecat sărac, a oftat și la urmă a făcut o cruce mare și a zis, Maica Domnului, ajută-mă să nu mă mai lovesc la picior, să nu mă mai împiedic. Mulțumim! Sunt persoane care spun că Dumnezeu nu spune să mergi la Sfânta Liturghie, ci doar să sfințești, să nu muncești. Este o întrebare care mi-a fost adresată. A sfinți ziua Domnului înseamnă că este un timp sacru, un timp diferit de celelalte zile ale săptămânii. A consacra înseamnă a despărți, a separa de ceea ce este de cotidian. Iar această zi a Domnului, prin excelență,
o sărbătorești participând la Sfânta Liturghie. În diferitele rituri, ritul latin, ritul oriental, nu contează. Este important să-ți aduci aminte. De ce? Pentru că acolo nu e numai o simplă prezență, este o reactualizare a misterului mântuirii, a jertfei lui Hristos, a morții și învierii sale. Euharistia te hrănește, îți dă noi energii. De aceea spuneam la sfârșitul conferinței că învierea Domnului este noua creație din care noi extragem noi energii pentru a putea munci 6 zile. Iar în spate avem și tradiția Bisericii. Primele comunități creștine ce făceau? Însuși Mântuitorul Iisus ne lasă ca testament. Faceți aceasta în amintirea mea, perpetuarea jertfei Euharistiei, a cinei cele de taină. Apostolii erau stăruitori în ascultarea cuvântului și înfrângerea pâinii. Mergem mai departe, ierarhia, tradiția apostolică a lui Polit. Vreți să mergem până la Constantin, când, prin decretul pe care, prin edictul de la Milano, creștinismul devine religia imperiului. De-abia atunci creștinii pot, într-adevăr, să sărbătorească duminica așa cum o celebrăm noi astăzi. Până atunci era o duminică ca toate celelalte, dar dimineața, în sori, se întruneau pentru a celebra jertfa Sfintei Liturghii, Euharistia. Deci nu că Dumnezeu nu spune să-L duci la liturghie, este greșit lucrul acesta. Dar în diferite stagii ale civilizațiilor, dacă vreți, a poporului, a existat acest timp dedicat prin excelență lui Dumnezeu. Adu-ți aminte, este un imperativ acolo, să sfințezi ziua Domnului prin diferitele modalități pe care le ai, fiecare după propria conștiință. Aș merge mai departe, porunca este clară, să sfințești ziua Domnului, dar răspund cu această întrebare. Și ce înseamnă a sfinți ziua Domnului? Nici măcar în poruncă nu spune să nu muncești, ci să sfințești ziua Domnului. Dacă ar fi să avem o sărbătoare în familie, cum sfințim acea sărbătoare? Sau cum respectăm? Să zicem că este ziua mamei. Mama ne invită, haideți să ne bucurăm de ziua mea. Cum mă bucur? Eu plec la muncă, mamă, ne mai vedem. Deci Dumnezeu ne cheamă, că în această zi ne cheamă să ne bucurăm, să ieșim din cotidian pentru a ne bucura de o zi specială. Te odihnă pe cât posibil, repaus de la munca obișnuită, dar în același timp de a fi împreună, cazul nostru de a fi împreună cu Dumnezeu. Am aici o întrebare. Cum ar trebui să-și amintească și să sfințească ziua Domnului un tânăr de secol 21? Da, chiar că e simplu. Deci, facem de multe ori caz de vremea noastră și o ridicăm în slăb. Credem că dacă beneficiem de tehnica așa de avansată, suntem avansați în toate. Vom fi avansați în tehnică, dar în materie de morală, cred că suntem mult rămașoni față de veacurile anterioare. Astfel că, citind o carte scrisă de un teolog catolic neamț, nu numea civilizația modernă și civilizația modernă. Am crezut că nu-i scris bine, că nu știu să traduc cuvântul. Până la urmă, așa era. Deci, într-adevăr, vremea noastră pune probleme pentru tineri, fără doar și poate. Nu se punea problema ca cineva să se prezinte la altar fără a fi virgin. Fără să nu se mai pune problema de a fi virgin. Dar unde am ajuns? E educație sexuală din școală, care tinde să devină obiect de studiu. Să zicem.
Deci e o problemă pentru tinerul, pentru tânărul din secolul 21, cum să-și amintească de ziua. Deci, coordonatele nu s-au schimbat prea mult. Nu s-au schimbat așa prea mult. Deci, ziua de duminică este zi de duminică și pentru un tânăr. Dacă sunt discotecă până la 4 dimineața sau într-un club, sigur că nu mai poate cinsti cum trebuie ziua duminicii și nu se mai poate sfinți din Sfințenia Domnului, așa împărtășit din Sfințenia Domnului, Sfințenia Domnului, pentru că atunci când se săvârșește liturghia, el doarme. Avantajul la dumneavoastră, la catolici, e că se fac mai multe liturghii pe zi și atunci, sigur, poate prinde și el una dintre ei, și un mare avantaj pentru el. După aceea, trebuie așa să fie tânărul pentru a sfinți ziua duminicii, trebuie să fie moral. În primul rând, fără moralitate nu se poate concepe sfințenie. Ești moral, poți să devii, ai în tine toate prerogativele pentru a deveni sfânt. Nu ești moral, n-ai nici nimic. Așa, nici un germene. Deci, primul rând să fie moral. Poruncile Domnului sunt porunci date de azi pe mâine. Nu se schimbă de la epocă la epocă. Nu îmbracă caractere de clasă, ci dimpotrivă. Adevărul Domnului rămâne în veac. Și tânărul din secolul 21 trebuie să respecte adevărul Domnului. Și atunci se bucură și cinstește și ziua, se împărtășește și din Sfințenia lui Dumnezeu. Fiindcă aici e problema mare a familiei. Dacă din familie se transmit aceste, cum să vă spun eu, învățături, aceste povețe, ele sunt după aceea ca o salbă de nestemate la gâtul tânărului și îl urmăresc toată viața. Dacă părinții sunt indiferenți la creșterea religios-morală a copiilor lor, și-au ratat viitorul lor, să știți. Și-au ratat mai ales viitorul lor veșnic. Nu trebuie neapărat să regrem un viitor aici pe pământ, unde abundența să fie etalon pentru apreciere. Și trebuie să te gândim la viitorul lor veșnic. Dacă au credință, dacă păstrează credința și fericita nădejdea vieții veșnice, fiindcă dacă nu, trăiesc în cel mai cumplit absurd. Trăiesc ca să moară. Dacă nu ne-ar conveni o astfel de perspectivă. Când te gândești că la viața veșnică, veșnicie e dincolo de timp și spațiu. Spațiul și timpul sunt realități create de Dumnezeu. Veșnicia e dincolo. Iar noi suntem destinați veșniciei. N-are nici început, nici sfârșit. Numai Dumnezeu este în afara așa timpului și spațiului, El creând și aceste realități, deci tinere din ziua de azi. Așa cum am fost eu ieri. Țineți credința, întărește-ți-o și fii sigur că în felul acesta cinstești cu adevărat ziua în care ne-a salvat de moarte Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mulțumim. La o întrebare care mi-a fost adresată, nu acum, ci o altă dată, de un tânăr, Părinte, spunem că noi am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și dar am fost creați liberi. Atunci, de ce Dumnezeu ne-a dăruit poruncile? Ne dăruim poruncile tocmai pentru că noi nu suntem ca Dumnezeu. Noi suntem ființe limitate. Dumnezeu este veșnic. Una dintre aceste porunci este și aceasta a Sfințirii Duminicii. Iar Dumnezeu ne-a dăruit și această poruncă tocmai pentru ca noi, păstrând-o, trăind-o, să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Deci nu există libertate nelimitată. Libertatea adevărată o creează legile. Ele stabilesc niște limite în care omul să fie cu adevărat liber. Ce dincolo de aceste limite este aventură. Omul nu putea să trăiască într-o aventură. Dumnezeu a dat poruncile, respectându-i așa libertatea sa și în aceste porunci, în limitele lui, omul se poate manifesta liber, liber și iar liber. Fiindcă Dumnezeu poate să facă orice.
nu poate să desfințeze libertatea omului, fiindcă e temeiul răspunderii. Nu ne poate trage o răspundere dacă așa nu ne-ar fi dat și libertate. Ne-a dat libertatea, dar nu mai limite poruncilor lui. Altfel omul n-aș fi știut nici ce-i bine, nici ce-i rău. Să ne înțelegem bine. Acum, auzim noi și libertatea de a avea viciu. Mă, nu fi tâmpit, mă, nu fi tolomac. Nu fi tolomac, dar pe cum adică libertatea de a avea viciu? Cum se poate așa? Am văzut pe ăștia cu tutunul acum, cu care beau tichion și iau, le-a interesele și nu mai bea. Și, dar păi libertatea noastră de a avea vici. Bă, frate, bă, unde? Civilizația noastră. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Mă iertați, vă rog. Părintele Dumitru Car spunea la un moment dat că nu ne cunoaștem, de aceea ne judecăm. Seara noastră se apropie de sfârșit și tocmai acest lucru am încercat și în această seară, ca și în seriile cu celelalte conferințe, să ne cunoaștem, să cunoaștem poruncile, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunoaștem ceea ce dorește, ceea ce ne spune Dumnezeu. Mulțumim celor trei părinți conferențiari și cred că merită cu prisosință aplauzele noastre. Am omis ceva toți. Am uitat să spunem un lucru esențial. Pentru aceasta căutau și mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că nu-L cinstea ziua sâmbetei, deci călcați sâmbeta, ci și pentru că și pe Dumnezeu numea Tatăl Său, păcându-se pe sine deopotrivă cu Dumnezeu. Deci unul din capetele de acuzați pentru care a fost răstignit Hristos este faptul că nu respecta ziua sâmbetei. De fapt, e primul cap de acuzare. Așa că dacă vine Hristos iarăși pe pământ, îl așteaptă frații care cinstesc ziua sâmbetei să răstignească din nou. Ce înseamnă carpe diem? Noi nu putem pune întrebări. Ce înseamnă carpe diem? Bucură-te de ziua care trece, de ziua de azi. Pe mine mă cheamă carp. Carpos, tu, carpul în greacă, înseamnă fruct. Carpos înseamnă fructifică. Diem e zi. Și carpii. Toată zona aceasta erau de carpi. Da. Tata e de la Plăgești, la Murgeni, exact. Și bunelul de la Țibănești. Și totul pleacă de la sărumâna mamă, sărumâna tată. E primul lucru pe care îl faci când deschizi ochii. Da. Mulțumirile și comentariile, de fapt, au fost făcute. Finalul este, ca de obicei, pentru mulțumiri. Și dar mulțumim părinților conferențiari, mulțumim părintelui Eugen Răchideanu, care se ocupă ca Academia Petru Tocănel să meargă frumos. Mulțumim hotelului Roman, care ne-a pus această sală la dispoziție. Mulțumim firmei HIPA & Co. Mulțumim editurii Serafica. Mulțumim și doamnei Dorina Florescu de la Academia Română de la București. Mulțumim tuturor celor prezenți, părinți de la Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă. Mulțumim tuturor credincioșilor, tuturor creștinilor care au fost în această seară și împreună am împărtășit din aceste cuvinte atât de frumoase. Mulțumim și tinerilor prezenți împreună cu profesorilor. La ieșire veți găsi felicitări de Paști și ouă încondeate și o icoană. Sunt un ajutor pentru mănăstirea de la Miclăușeni și pentru proiectele caritabile ale Academiei. Sunteți invitați să treceți pe acolo și, de ce nu, iată, se apropie sărbătorile, un cadou frumos pentru cei dragi. Aș dori să anunțăm și următoarea conferință care va avea loc în luna aprilie, nu joia, cum era de obicei, ci miercuri, 20 aprilie, la seminarul ortodox, tot ora 18, porunca a patra. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți fie ție bine și să treci mult pe pământ. Vor fi, de asemenea, mai mulți invitați și cred că este o poruncă foarte, foarte interesantă.
Celor de confesiune catolică intrăm în săptămâna sfântă, o săptămână intensă. Ne dorim ca harurile Domnului să coboare asupra lor și de ce nu sărbători fericite de Paște. Iar confraților ortodoxi care au intrat în timpul postului, în această săptămână, le dorim un post rodnic cu multe haruri. Seară frumoasă tuturor!